Nu vreau să-i spun vreunei femei din audiență care trebuie să înceapă să se radă pentru că e mai ieftin. Înainte să începem, loviți clopoțelul de notificare. Acela este realul buton de abonare. Dacă nu l-aveți apăsat, nu primiți notificările așa cum era pe vremuri pentru clipuri. Haideți să începem. În acest episod o să vorbim despre Gillette. Compania despre care ai putea spune că măi, nu e companie, este pur și simplu instituție, există dintotdeauna, nu a existat dintotdeauna. De exemplu, fondatorul King Camp Gillette. Exact. Regele Camp Gillette s-a născut în 1855 și a murit în 1932 și el a format compania în 1901, 2 ani mai târziu chiar a făcut primele lame de ras, la sfatul angajatorului său care făcea capace pentru sticlele de sticlă, capace pe care le aruncai, și acesta l-a sfătuit că orice ar face, orice lucru ar avea în minte, la ce s-ar gândi, să facă un lucru care poate să fie folosit o singură dată după care trebuie să-l arunci, lucru care va face clienții să se întoarcă din nou și din nou și din nou la tine pentru a le da și mai mult produse, la vinde și mai mult din acel produs. Astfel a stat pe gânduri mult și bine și s-a gândit la lama de ras. Până în vremea aceea, lama de ras era nu doar chestionabil, neigienică, greu de procurat, scumpă, consumatoare mare de timp, ci era chiar și periculoasă pentru viață, mai ales dacă nu erai atent sau dacă nu aveai un expert bun care să te radă, putea să te radă de tot, puteai să mori. Iar în 1901 el a fondat compania Gillette Safety Razor Company, lamă de siguranță, pentru că aceasta era mică, subțire și n-avea cum să te taie. La baza succesului și a faptului că în ziua de astăzi Gillette este sinonim cu orice lamă de ras, la fel cum e Xerox, Adidas și Jeep, stau câteva elemente ciudate. De exemplu, în 1915 a venit cu ideea unei reclame prin care le sugera doamnelor că ar fi o idee bună să renunțe la părul de la sub braț pentru că este urât, neigienic și reclama a funcționat. De asemenea, în primul război mondial, pentru că lamele erau greu de procurat peste mări și mări, Gillette a furnizat armatei americane lame de ras de unică folosință, lame de ras care au continuat să fie folosite de către soldații americani odată ce s-au întors de pe front acasă, în confortul locuinței lor, nu în tranșee și mizerie, unde nu puteau să se radă decât cu o lamă de siguranță. Gillette. Mai departe, altă strategie a fost trimiterea lamelor gratis la aniversarea vârstei de 18 ani cetățenilor americani, astfel acomodându-i, dându-le ideea de a folosi o asemenea lamă de ras. În ziua de astăzi, Gillette nu mai este King Gillette Company Safety Razor, ci este deținută de Procter & Gamble, compania care deține un sfert din tot ceea ce este în magazine. În 1903, când a vândut primul lot de lame, el a reușit să vândă doar 53 de aparatul acela cu care te razi, dar fără lame, și pe lângă acel aparat a mai vândut și 168 de lame de ras în sine. Deci nu raziera, ci lamele. 53 de raziere, de bărbireli. În fine, 53 din una și 168 de lame pe care le poți folosi în aparatul de ras. Lamele erau aruncate, mai degrabă nu și aparatul în sine. Era pe vremuri, nu cu 3 lame micuțe, și cu lama aceea pe care trebuia să o deșurubezi din raziera de metal, băgai lama înăuntru, puneai înăuntru, capacul celălalt, învârteai șurubul și te rădeai cu lama nu în unghi cum este în ziua de astăzi și cumva drept, vă vine să credeți sau nu, încă am o lamă de pe vremurile acelea de acum 50 de ani când se foloseau genul acela de rame, una singură într-o razieră, lucru care era tot mai bine decât lama lungă. Am barbă, dar nu trebuie să știu toți termenii de barberit. Barbierit. Asta în primul an, însă în al doilea au vândut 90.884 de aparate de ras și 123.648 de lame care au venit cu acestea. Când te uiți, oamenii nu au aruncat foarte des lamele reutilizabile, astfel ai putea spune că în prima fază nu i-a ieșit atât de bine planul pe cât ar fi dorit, dar în ziua de astăzi nu se plânge nimeni. Până să-și pornească compania, acesta a lucrat la firma Crown Cork and Seal Company. Aceasta era o companie care producea capace din metal și dopuri pentru variate sticle. În ciuda faptului că este în ziua de astăzi deținută de Procter & Gamble din 2005, aceasta a considerat că este mai bine să păstreze lamele în continuare sub numele de Gillette, pentru că acestea erau un brand în sine, ar fi rănit vânzărilor desigur. Lamele Gillette au apărut și în filme, cel mai faimos în 1964, într-un film cu James Bond, care este văzut folosind o lamă de ras foarte șmecher, desigur Gillette. Ce au încercat în 1915, în 2013 nu le-a mai mers, să explic. În 15 au făcut reclama cu femeile cu sub brații. În 13 au făcut o reclamă în care femeile le sugerau bărbaților să se radă peste tot pentru că le-ar fi plăcut mai mult lor de ei și bărbații s-au simțit ofensați, bărbații mai păroși, de exemplu, și-au simțit sentimentele rănite. A fost mare, mare tamtam. Tamtam mare a fost de asemenea și este în continuare în cazul lamelor de ras ale femeilor care costă mai mult pentru aceeași funcție decât aceleași lame pentru bărbați. Motiv din care
majoritatea femeilor și cumpără direct lame de ras bărbătești pentru că sunt aceleași lame. De asemenea, Franța a dat în judecată Gillette în 2016 pentru că se jucau cu prețurile într-un mod incorrect și Gillette a primit o amendă. Compania asta stă destul de bine, însă la începutul ei, în anii 20, era să dispară cu totul pentru că a avut doi fondatori. King Cam Gillette nu a fost singurul, a avut un cofondator, John Joyce, care dorea tare mult să vândă franciză, să vândă drepturile pentru producerea acestor genuri de lame dincolo de granițele Americii. Și din această cauză, pentru mult timp, Gillette nici măcar nu a mai fost în companie, pentru că în 1917 el și-a dat demisia și a făcut bagajul și a tăiat-o în Anglia pentru a vinde 3,5 milioane de aparate de ras și 36 de milioane de lame soldaților americani care au plecat înspre Anglia. Toți aceștia s-au întors și au început să răspândească mesajul lamelor de ras. Gillette a devenit foarte bogat în timpul șederii sale acolo, iar în ziua de astăzi se estimează că nu există niciun articol care să aibă o răspândire mai mare, să fie mai utilizat, să fie mai prezent decât lama de ras. Fie că ești în Munții Carpați, fie că ajungi până în deșertul Gobi, vei găsi o lamă de ras undeva cu emblema Gillette. Gillette, după ce a încetat să mai fie președinte, a devenit scriitor. A scris câteva cărți despre oameni, despre corporațiile mondiale, modul în care oamenii se distanțează de valorile esențiale ale trăitului și a început să-și imagineze utopia Metropolis, undeva situată lângă cascada Niagara. Acest lucru pentru a avea eficiență maximă în producerea de energie electrică, pentru a avea apă din surse proprii mereu aproape. Planul său era de a face blocuri, clădiri enorme, foarte înalte, în care urmau să locuiască milioane de oameni. Visul său era cu privire la cooperare, colaborare universală, lipsită de vreun fel de competiție economică. Oamenii urmau să muncească pentru că vor să muncească, urmau să fie buni pentru că vor să fie buni, urmau să crească în rang pentru că sunt buni și vor să ofere mai mult, nu pentru că urmează să fie plătiți mai bine. Visa la locuri de muncă oferite de guvern celor care nu reușeau să-și găsească un loc de muncă, lucru care a și reușit în ziua de astăzi să fie împlinit, însă mare parte din visele sale au rămas doar acolo, un vis. Iar cel care a scris biografia a spus că lumea a fost mult mai interesată de lamele sale de ras, care te rădeau ușor, rapid și ieftin, decât ideile sale utopice, ideologiile sale, visele sale cu privire la o umanitate mai bună, mai curată, mai ecologică, cu prosperitate fără răutate. Spre sfârșitul vieții sale, pe lângă faptul că a scris, el era extrem de bogat, mai ales că a cumpărat proprietăți peste tot prin America, a început să fie implicat tot mai mult în politică, susținea candidația președinției sau chiar președinții în sine, financiar sau politic. Cărțile sale au fost scrise între 1894 și 1924. El a încetat să mai fie președinte în 1931 al companiei Gillette și asta pentru că sănătatea sa devenea din ce în ce mai proastă, mai slabă și la scurt timp după demisie a și murit. Pe 9 iulie 1932. Și asta a fost tot despre Gillette. Câteva mituri despre ras sunt interesante. De exemplu, se spune că dacă te ras cu lama, barba va crește mai groasă. Lucrul acesta este fals. Foliculul de păr nu se îngroașă, indiferent dacă este tăiat cu lama de fier sau cu sabia de laser. Se spune că o lamă folosită veche te taie mai puțin decât una nouă, lucru fals. O lamă veche pe care apeși mai tare pentru a tăia mai bine, desigur, îți va tăia mai puternic și pielea. Lucru care ne duce la mitul al treilea, apăsatul mai tare pe lamă pentru a duce la o tăiere mai curată și mai profundă, nu este un lucru benefic pentru că va duce la și mai multe tăieturi ale pielii. Dacă vrei un ras curat, trebuie să ai lama proaspătă. 9. Mitul 4. Rasul de mai multe ori pe aceeași suprafață va duce la un ras mai subțire. Lucru fals, trebuie să razi cu o lamă mai bună, chiar dacă ai o barbă groaznică, precum a mea de groasă, care duce la consumul a două lame în timpul unei singure sesiuni. Acesta este lucru care trebuie făcut pentru a avea un ras mai curat. Mitul 5 spune că dacă te razi, îți dai jos și bronzul. Lucru fals, dacă te razi, desigur, soarele, lumina intră mai bine. Din acest motiv m-am ras și eu în urmă cu 2-3 săptămâni înainte să mă duc să mă bronzez la mare. Și când te razi, elimini pielea moartă, astfel te bronzezi chiar mai bine. Mitul 6 spune că poți folosi lama de ras altcuiva. Nu faceți așa ceva, nu se poate împrumuta lama de ras altcuiva pentru că există tăieturi, boli care se transmit pe calea sângelui, bacterii care rămân pe lamă dacă nu sunt curățate foarte bine și nu sunt curățate foarte bine pentru că pentru a curăța foarte bine o lamă trebuie să o fierbi, lucru pe care nu-l face nimeni. Astfel, nu împrumutați lame de la unul la altul. Se transmit boli, virus, o grămadă de bătăi de cap. Mitul 7 spune că nu e nevoie mereu de cremă de ras, că e suficient să folosești apă și săpun. Trebuie să recunosc că adesea am urmat acest sfat din noțiuni economice în liceu și în facultate. Era mai ieftin săpunul pe care l-aveam, însă spuma de ras, una bună care
e experimentată de tine și ți se potrivește, este mai bună, mai eficientă decât doar săpunul. Săpunul duce cel mai adesea la iritații puternice. Mitul 8, e ok să te razi pe uscat? Nu e ok, îți iriți foarte puternic pielea dacă te razi pe uscat. Pe lângă iritație, cel mai adesea apar fire care cresc sub piele, care mai departe duc la coșuri și tot fel de minunății. Mitul 9 spune că epilarea este mai bună decât rasul, pentru că nu duce la creșterea firelor de păr sub piele, în piele, duce la fel, din acest motiv este un mit, iar rasul cu o lamă are efectul dublu de curățare a pielii, de eliminare a pielii moarte, din acest motiv adesea pielea bărbaților arată mai tânără decât a femeilor pentru că noi o curățăm mai bine, mai des. Lucru pe care încearcă industria de producere de tot felul de creme și nebuneli de curățare a feței femeilor cu tot felul de particule de exfoliere să existe pentru că funcționează și aduc bani companiilor. Nu vreau să-i spun vreunei femei din audiență care trebuie să înceapă să se radă pentru că e mai ieftin. Nu spun asta. Cumpărați-vă cremele mai departe. Ar fi ciudat să se radă și bărbații și femeile, dar doar pentru că suntem obișnuiți așa. Dacă vreți să vă radeți, doamnelor, dați înainte. Cu atât mai mult dacă deja începe să crească ciocul și mustăcioara, nu țineți așa din principiu, că nu mă rad că-s femeie. De asemenea, dacă ești bărbat și nu-ți crește, nu trebuie să razi. Mitul 10 spune că rasul zonelor intime sau greu de ajuns ar trebui să fie făcut de altcineva, nu de tine. Poți ajunge în majoritatea locurilor, dacă nu în toate, liniștit. Aceasta cred că este mai degrabă o problemă de gabarit. Dacă există deja probleme de întins și atins, da, ai nevoie de ajutor, dar altfel te descurci singur. Cu mai multă experiență, devii mai bun. Mitul 11 spune că rasul în fiecare zi este rău pentru piele. Nu e rău pentru piele, bărbații o fac de mii de ani, de sute de ani cel puțin, rasul în fiecare zi. Se recomandă ca rasul să aibă loc cu o zi înainte de un eveniment special, nu în aceeași zi, însă asta poate să fie adevărat sau nu, poți să te razi și în aceeași zi, să nu ai iritații dacă o faci ca la carte. Rasul iarăși este acuzat de uscarea pielii și de lăsatul particulelor de piele subțire atârnate de tine. Dacă folosești o lamă bună și cremă după ras, aceste lucruri nu ar trebui să se întâmple. Iar mitul 14 spune că nu ar trebui să te razi iarna. Acesta, sincer, este nou pentru mine. Mulți spun să nu te razi iarna pentru că îți ține de cald. Nu știu, poți să o faci la fel de bine și iarna ca și vara. Nu cred că este cel mai plăcut look când ieși iarna pe afară să-ți înghețe țurțurii de respirație, de aburi de la nas până în jurul gurii și pe toată barba în jos, dacă ai lăsat-o toată iarna să nu te razi cumva că îți face rău. Nu este cel mai plăcut look, mai ales dacă nu e doar abur, mai e și galben. Și cu acest mesaj dezamăgitor, spuneți-mi în secțiunea de comentarii dacă vă radeți, cum vă radeți. Eu nu mă mai rad de ceva vreme. O fac, nu ritual, o fac din când în când fix ca să îmi curăț pielea, să dau particulele de piele moartă jos sau dacă e vreun eveniment la care, dacă merg la mare. Mereu mă rad atunci pentru că vreau să mă bronzez cum trebuie, să nu fiu alb în barbă și în același timp negru, se face un contrast foarte, foarte amuzant. De asemenea, dacă vreau să merg incognito, să nu mă recunoască nimeni, îmi iau barba jos. Nu prea funcționează. Dar spuneți-mi când v-ați ras pentru prima oară, dacă sunteți băieți sau hăte. Eu m-am ras, cred că la 14 ani, tot țineam de mustăcioara aia, țineam, că sunt prea tânăr să mă rad. Sau aveam 15 ani. Și în sfârșit am dat-o jos, mă, eram alt om. Eram ca nou, îmi ziceau și fetele, vai Alex, ce bine arăți. Da, a fost o experiență interesantă rasul pentru prima oară. Multă vreme m-am iritat și mă irit în continuare, din acest motiv îmi păstrez și barba, nu pentru că e cool sau la modă. Mă enervează iritatul, n-am învățat niciodată să mă rad cum trebuie, nici nu știu să o fac, mi se pare și un consumator mare de timp. Lamele mi se pare iarăși tare scumpe pentru ceea ce oferă, e o chestie pe care o folosești odată și o arunci. Eu chiar trebuie să folosesc două lame când mă rad o singură dată și mereu rămân cu tot felul de bobițe, de coșulețe micuțe, e groaznic. Cu această imagine mirobolantă, nu uitați de share, like și abonare, eu sunt Alex Cosma, nebarbărit și atenție, cad mere. Nebărbierit, nu nebarbărit, nu-i corect să zici nebarbărit, ci nebărbierit, că e bărbie, nu e barbă, stupuzenie. Pa!